Bună ziua! Îmi face mare plăcere și mie să îi salut pe toți cei care au avut plăcerea, bucuria de a fi partea micului dejun cu rugăciune organizat de Parlamentul României în acest an. Anul ăsta pentru mine există o, aparent o misiune ceva mai ușoară, să împărtășesc cu noastră câteva gânduri și să citesc câteva versete din Biblie. Aparent. Vreau să vă aduc aminte, însă, înainte de orice, că anul trecut, la micul dejun cu rugăciune în Parlament, am avut un moment în care ne-am rugat pentru viața, pentru pacea și pentru destinul zdrobit de către o agresiune militară și. Politică rusă în Ucraina, destinul zdrobit al unor oameni nevinovați și să nu obosim să continuăm să ne rugăm. Anul acesta, însă, așa cum s-a spus mai devreme, mintea, gândurile, inima noastră se îndreaptă spre alte orizonturi geografice și este firesc să fie așa. Are legătură cu această dramă incredibilă legată de statul Israel și pe un plan mai largă, această dramă din Orientul Mișlociu. Și în această direcție vor merge cele câteva gânduri ale mele. Mi s-au întâmplat în ultimele zile multe lucruri. Mi s-au întâmplat însă două lucruri în mod special. M-am întors în seara noaptea în care operațiunea militară de retaliere a statului Israel a început. M-am întors foarte târziu acasă. Și în acea noapte am uh, urmărit, nimic aranjat, un scurt cuvânt al unui om al lui Dumnezeu din Israel, uh, de origine română și creștin. Și, urmarea acelui cuvânt, am uh, citit în acea noapte, cu totul altfel decât am citit în toți anii, un psalm uh, pe care îl voi citi uh, imediat. Uh, L-am citit cu totul altfel pentru că de obicei citam prima parte. Pentru că, cu limitele mele umane egoiste, gândeam că este ceva ce am nevoie eu. Pentru prima oară, însă, am citit cu mult mai mare atenție și aplecare partea a doua a Psalmului și voi spune încă o dată imediat despre ce este vorba. În al doilea rând, spuneam că mi s-au întâmplat două lucruri. În al doilea rând, ieri am văzut, pentru că, în meseria mea, trebuie să fiu un om informat. M-am informat și am văzut un scurt film, nu versiunea cea lungă, ci versiunea cea scurtă, un video care arăta ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, atrocitățile din 7 octombrie, atunci când acele ființe cu aparență umană, dar care nu aveau în interiorul niciun gram de umanitate, au comis atunci când au intrat în, în statul Israel. Și uh, mi-e foarte greu să descriu un cuvânt. n-am fost capabil să merg până la capăt pentru a urmări acel uh, film. Uh, Era voie să fii foarte puternic, dar acest lucru m-a ajutat să înțeleg că dincolo, mult dincolo de mizele politice, strategice, de ura, de dorința de a ucide uh, oameni pentru faptul că sunt evrei, și asta mi-a adus aminte de Holocaust, e ceva mult mai profund și ține de o bătălie spirituală foarte dură între bine și rău, o bătălie în care cel rău face ceea ce știe. Înșală, minte, ia vieți, ucide. Și în astfel de situații, răspunsul nu poate fi, dincolo de arme, de solidaritate, de poziții politice, decât arma spirituală și credința în Dumnezeu. Și asta este esența gândurilor pe care voiam să le transmit acum, pentru că noi știm că avem un mare Dumnezeu și avem un Mântuitor Iisus Hristos care a biruit răul și a biruit moartea pe cruce de lemn. Uh, voi uh, citi acest psalm uh, imediat uh, în uh, prezența dumneavoastră și mai ales în prezența ambasadorului statului Israel, Roven Azar. Roven, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai luat timp să rămâi în continuare alături de noi. Acest mesaj și de fapt cuvântul lui Dumnezeu este pentru uh, ambasadorul statului Israel în România, pentru tine, dragă prietenă, Răven, și pentru poporul lui Israel. Psalmul este psalmul 120 în Biblia Ortodoxă și, dacă nu mă înșel, 121 în Biblia Romano-Catolică și în Biblia Neoprotestantă, traducerea Cornilescu. Numărătoarea diferă foarte puțin și câteva cuvinte, dar Biblia este aceeași și Domnul nostru Isus Hristos este același pentru toți o cântare a treptelor. Este scris, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește, Izraele, nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, Israele, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Voi. Uh... Voi încheia spunând un lucru pe care eu cred că noi, ca români și ca și creștini, indiferent de denominațiune, îl putem face pentru, pentru cei aflați în, în durere, în suferință, dincolo de ce înseamnă solidaritatea politică, sprijinul, partea umanitară, care este mai largă și privește și pe alții, este adevărat. Ceea ce putem noi să facem mai profund, spiritual, este într-adevăr să, să ne rugăm. Dar noi, creștinii români, știm un lucru și este scris în Biblie, în Evrei 12 cu 2. Atunci când trecem prin încercări, și mai ales prin încercări grave, putem să le trecem uitându-ne țintă la mântuitorul nostru, Isus Hristos. Doar că prietenii noștri din Israel nu l-au cunoscut. Sau nu l-au recunoscut încă cei mai mulți dintre ei pe Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Și atunci cred că avem noi datoria noastră de români și de creștini și de frați să ne rugăm pentru poporul lui Israel, cu ochii țintă la Mântuitorul nostru, Isus Hristos, să ne rugăm pentru pace, pentru viață în Isus Hristos și pentru izbăvirea poporului lui Israel. Amin!